Crăciunul bate la ușă, iar noi am intrat deja în spiritul sărbătorilor, cu miros de pin, decorațiuni care ne fac să visăm la copilărie. Însă nu pentru toată lumea este o perioadă atât de fericită. Oamenii cu suflet mare din clubul de voluntariat Lions din Drobeta Turnul Severin au dorit să le aducă o bucurie copiilor din familiile defavorizate. Sărbătorile bat la ușă, iar clubul de voluntariat Lions din Drobeta Turnul Severin a întreprins o acțiune pentru a le oferi copiilor din familiile defavorizate o bucurie în prag de sărbători. Și cum spui? Uite-te acolo. Uite-te pentru tine. Și pentru tine. Ziua mărțișorilor. Cum te cheamă? Nicolas. Copiii s-au bucurat extrem de mult la vederea cadourilor venite din partea mesagerilor lui Moș Crăciun. Nicolas. Și te bucură că ai primit daruri de la Moș Crăciun? Da. Flavius. Și câți anișori ai? 8. Ești la școală? Da. Clasa a doua. Și te bucură cadourile primite de la Moș Crăciun? Mulțumesc. Frumoasă. Și foarte frumos. Ce să zicem? Vă mulțumim frumos și multă sănătate. Vă bucur acum în pragul sărbătorilor de iarnă. Da, foarte mult. Ne ajută. Și am văzut că și pe copii sunt foarte bucuroși. Da, vă mulțumim mult. Președintele organizației Lions din Drobeta Turnul Severin, Monica Moț, un om implicat în tot ceea ce înseamnă oameni și nevoile acestora, a dorit ca în pragul sărbătorilor de iarnă să le aducă o mică bucurie copiilor. De fiecare dată, clubul de voluntariat Lions Drobeta Turnul Severin încearcă să contribuie cu mici bucurii pentru sărbători, atât copiilor cât și adulților, să le venim în sprijin, având în vedere că cu toții trecem prin perioade destul de delicate. Suntem voluntari Leo Lions și în prag de sărbători ne-am gândit ca să oferim câteva cadouri pentru familiile care chiar au nevoie în prag de sărbători, de atât de alimente, pentru copii dulciuri și să sperăm că o să le fie de mare folos. Organizația Lions din Drobeta Turnul Severin realizează tot felul de acțiuni pentru a veni în sprijinul cetățenilor, iar acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, dorește să aducă bucurie și speranță în sufletele celor încercați de greutățile vieții.